Eu nu știu cum să zic. Nu trebuie un frizier, nu știu cum să mă lucrez. Să mă frizez, nu știu, așa m-am părut în capăt. Nu vreau să mă dau când. Dar și... Nu știu unde e o lume, sunt publică, practic. Eu n-am frizier. Bună dimineața și Hristos a înviat, stimați concetățeni, venim cu anumite informații, în mod special vreau să remarc că astăzi, tradițional, am avut ședința punctului focal pe platforma Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Alături de noi, pe lângă reprezentanții OMS, au fost și reprezentanții PNUD Moldova, precum și UNICEF. Un subiect special care a fost pus în discuție este vorba despre adaptarea măsurilor restrictive pentru următoarele perioade, începând cu data de 27 aprilie, inclusiv și următoarea etapă ce ține de 15 mai. Cu anumite informații vom veni în timpul cel mai apropiat, pentru că este vorba de o analiză din punct de vedere atât a sănătății publice, dar și din punct de vedere al impactului social și economic al adaptării acestor măsuri. Suplimentar, astăzi s-a pus în discuție continuarea acelei strategii de testare intensă, în special în focarele care sunt înregistrate, precum și în cadrul instituțiilor medicale spitalicești. Și această strategie va fi implementată și pe următoarea perioadă, în context în care am menționat că este o strategie care a fost agreată de către punctul focal și nu este determinată doar numai de prezență sau testelor și de activarea laboratoarelor, dar este o activitate care a fost planificată din timp conform acelui plan de răspuns pentru situația epidemiologică din Republica Moldova. La momentul actual în țară avem înregistrate 2778 de cazuri de îmbolnăvire de COVID-19, total teste primar procesate 12.899. Ceea ce ține de starea de sănătate a pacienților care sunt internați în instituțiile spitalicești, avem astăzi intubate 15 persoane, o persoană sunt la Institutul de Medicină Urgentă și 7 sunt la Spitalul Clinic Republican. Avem în stare gravă în continuare 218 pacienți, gravitate medie 535, în rest este vorba despre persoanele care sunt în stare satisfăcătoare. Totodată vreau să menționez că la momentul actual sunt internate 11 gravide, 11 gravide, o precizare,
din 11 gravide care rămân în sistemul spitalicesc, dar au fost externate de tot, deci 27 de gravide, aceasta reprezentând un dublu efort din partea medicilor, pentru că este vorba atât de sănătatea mamei, precum și de sănătatea fetului, și apreciem înalt acel efort al lucrătorilor medicali pentru acordarea actului medical, pentru acea grijă care este manifestată pentru toți pacienții, dar în mod special vorbim în cazul respectiv, inclusiv de aceste gravide. Pe parcursul zilei de ieri au fost externate 101 persoane, este o cifră care se memorează dat fiind faptul că sigur că ne dorim cât mai multe persoane ca să fie externate și în condițiile sistemului medical putem menționa că avem un rezultat de 661 de persoane care au fost tratate. Astăzi va mai fi realizat un eveniment de comun cu Ambasada Turciei în Republica Moldova și anume vine un lot de ajutor umanitar care vine în contextul acordului interguvernamental care a fost încheiat cu Republica Turcă în contextul consolidării sistemului de protecție individuală a lucrătorilor medicali. Turcia ne oferă un lot de ajutor umanitar sub formă de echipamente de protecție și aici vorbim și de măști, vorbim și de acele haine de protecție individual și alte aspecte deci, care se conțin în acest lot. Totodată vreau să vin încă cu o noutate, vă aduceți aminte atunci când domnul profesor Cojocaru a ieșit în fața concetățenilor cu un mesaj vis-a-vis de implementare în Republica Moldova a unei noi metode de tratament. Am avut un donator de plasmă și este vorba despre un doctor, este vorba despre un doctor de la IGSU care a fost un prim voluntar în acest aspect. Pe parcursul zilei de ieri am avut adresare la Centrul de Transfuzie a Sângelui încă a doi pacienți care au mers pe acest exemplu pozitiv și care contribuie prin această donare de plasmă sanguină pentru salvarea de vieți omenești și în mod special este vorba despre acele persoane care sunt în stare extrem de gravă sau în stare gravă. În condițiile respective este de apreciat și este cu adevărat un exemplu care poate fi replicat și de către alți pacienți pentru că prin această donație dăm o șansă la viață acelor persoane care cu adevărat starea de sănătate este într-o, așa, este mai precară, haideți să spunem. De aceea vom continua eforturile pentru a diversifica metodele de tratament care sunt aplicate și sinceră recunoștință atât pentru foștii pacienți a sistemului medical și sincere aprecieri pentru personalul medical care face tot ce le stă în putere pentru a contribui la sănătatea populației Republicii Moldova. O zi frumoasă tuturor și sănătate!